Da, domnule. Neam Arcele, să trăiești. No, bingo. Băi, Neam Arcele, ia zi, terenul ăla din fața parchetului ăla de la Băneasca, de acolo, știi cum se deschide ea, cum deschide ea geamurile la birou de se uită fix în fața terenului. E un teren frumos acolo. Păi al ei. Deci ăla care i-l-a dat împăratul, știi de el? Da, știu. Acolo a fost vecea discotecă sau film în aer liber. Da, în aer liber, da, la copacul ăla mare unde este ăla falnic acolo. Numai stejar sunt acolo. Acolo, ăia. Ei, ăla ce că i-l-a dat împăratul, auzi, cadou, drept apreciere și dreaptă răsplată pentru servicii aduse împăratului. În primul mandat. În primul mandat, știi de el, nu? Da. Și l-are Bănescu? Bănescu sau Băneasca? Pe ce nume e? Nu știi. E pe numele lor. Al noi, al tău sau al soției, nu? A, pe numele lor. Da. A fost un cadou mic, da. Și în spate, da. Și în spate a luat spânul, că s-a cendărit cu spânul. Spânul a fost un director de SMA. Aha, deci în spate a luat spânul acolo. Da, spânul și cu... Rotarul, dacă spun, n-ai de unde să spun. Ci că se duce în fiecare seară când iese de la muncă, se pune sub copac acolo și plânge. Băneasă. Nu, are altă fi. Nu, vezi că e o femeie serioasă totuși, dar e prinsă în chingi. Nu, Băneasca nu. El da. La el da. Ia te uite, la el da. Aha. Da, la Băneasca nu. Are... E o femeie foarte bine calculată, dar e, dacă te-am prins în chingi, n-am ce face. Da. Cezărică, da. Nu. Deci e treaba complicată. Aseară m-am gândit, dar n-am știut că tractoristul tău îl cheamă tot Cezar. Aoleu. Păi am rămas surprins. Ștefi de la mine, de la garsonier. Da. M-a chemat Cezar. Eram într-o... Că eu mai și umblu noaptea, măi, Cezărică. Așa. Mă zic, partea cealaltă, că mai era cineva. Băi, lasă-l pe Cezărică. Na, Cezărică nu e al meu. Cezărică de la spital. Nu știam că îl cheamă Cezar, știi? De care dracu era? Managerul spitalului. Dângă? Și Cezărică. Îl cheamă și Dângă și Cezărică? Este că nu știe. Păi știi că e vecinul meu. El stă la 213 în Dormărut, eu stau la 214, dar ne despar 2 km. Nu știu unde stă exact. Dângă ca nume, a lucrat șofer, Tasu a fost șofer. Da. A lucrat cu mine la Ita. Dar nu dă, mă cunoști cu el. Lui nevasa, eu am dat o garsonieră la 3 lor. Mm-hmm. Da. Am înțeles. Ce faci să zici, nu stai deloc. Pui la toate consulatele, a? Ai văzut tu că fac așa ceva? Nu, e transparența totală, măi, Cezărică. La ce faci tu și ce fac eu, e exact la fel. Păi ce să facem? Să ne ascundem după deget? Nu, mă treabă și când le zic fac ce vreau și nu trebuie să spun la nimeni că vedeți ce fac. Na. Dar fac și treaba bine, mai la sfârșit, că trebuie, nu știi că nu rab de, știi că sunt, am obrăznicit de asta așa. La mecanic n-a venit piesa, la o pui prost, a fost proastă. La mine nu pot să te opun că suflă, măi șeful, că suflă. Eu fac bine de tot. Cum e, liniște în lecriu, nu? Mă duc, am luat Dar mai nu am mai auzit nimic să uite, nu mai chema cu colonelul să vină cu mine să spună ce invitații a mai fost făcute invitații. Aha. La intrare le fiu gără pe stânga, de la PECO. Aha. Am înțeles.